Am revenit în bucătărie, aici unde mă apuc să-i pregătesc Claudiei și cred că o surprinde data asta un burger vegetal, dar un burger pentru femei. Știi că e diferit? Nu, aha, n-am mâncat, Claudia, să știi. N-ai mâncat, dar o să spun eu cum e cu burgerul, dar spune-ne cum e cu viața ta muzicală și nu numai, că abia aștept să-mi spui. Păi chiar vreau să vorbesc foarte mult despre lucrul ăsta, pentru că toată lumea întreabă cum de ești veselă, vorbește de mine, mă întreabă cum ești veselă, cum ești tot timpul cu zâmbetul pe buze, pentru că mereu găsesc lucruri frumoase de făcut. Adică primul lucru e ascult muzică, foarte multă muzică, imposibil pe lumea asta să nu-ți placă un gen de muzică, și atunci ca să ai o stare frumoasă și să primești o energie, pentru că toți cei care cântăm punem acolo iubire și energie, toți care cântă, toți interpreții din lumea asta care cântă o fac cu mare drag și atunci îi pun iubire, pun implicare, pun multe lucruri frumoase în ceea ce fac și noi când ascultăm muzică vine la noi cei care, sau la voi, Vine energia bună pe care voi o puneți. Da, și la noi, să știi că și eu ascult muzică, pot să ascult muzică cântată de altcineva, pot să ascult muzica mea, pot să ascult muzică simfonică sau orice gen de muzică. Muzica e cea mai bună terapie a sufletului. Dacă asculți muzică, ți s-a schimbat toată seara. Pur și simplu și o meditație din aia cu muzică relaxantă. Așa este. Iar eu vreau să spun așa, că în momentul acesta oamenii ne privesc, se bucură de muzică, cu siguranță și-au pus ei, și fiind dimineața se gândește ce să mănânce. Iar eu mă gândeam astăzi să te surprind pe tine, dar și pe ei, pregătind un burger pentru femei. Știi ce înseamnă burger pentru femei? Nu, explică. Sau nu neapărat. Îi spune naked burger, adică nu folosim chifle. Chifla, ah, știi? Okay. Pentru că în momentul în care folosești chifla, deja este un conținut mai mare de calorii, devine un aliment care nu e tocmai ușor digerabil. Ei, așa, eu am aici orice fel de burger, vegetal. Uite, Clau. Da, să văd. Da, ți bine cu ciuperci. Îmi plac ciuperci. Cu ciuperci, nu? Da. Pentru că burgerul conține proteine de bună calitate, de data asta vegetale, îl încălzesc un pic pentru că el este gata pregătit. Și știi ce fac? O să pun un pat de salată, Clau. Și voi urmăriți-ne. Da, da. Pentru că o să arate foarte frumos și foarte interesant. O să pun niște... sau un pic din dovlecelul ăsta la... Da, acolo, la prăjit un pic, zucchini sau dovlecel, ce vreți. Important este să faceți un plating foarte frumos, dar să fie și interesant. O să pun și un pic de ulei de măsline, ca să-i dea așa un pic de savoare. Și vreau să-mi spui tu, da, dacă ar fi să te gândești la mic dejun, ce ai avea în minte să mănânci la mic dejun? Îmi plac foarte mult. În afară mult. De burgerul ăsta. Da, în afară de burgerul ăsta pe care abia aștept să-l mănânc, să-l gust, să văd cum este, mie îmi plac foarte mult ouăle. Ah. Foarte mult ouăle și îmi fierb cât un ou. Și, sau două, depinde cât îmi e de foame. Dar fiecare dimineață? Încerc să nu mănânc chiar în fiecare dimineață, dar preferat e să mănânc, eu cel puțin, nu toată lumea și știu că așa, fructele. Mie îmi plac foarte mult fructele. Deci dacă pe mine mă trezești cu ananas, cu un fraiș de portocale și cu o cafea, sau un ceai, depinde de starea pe care o am, deci dimineața mea e perfectă. Eu știu, ce drăguț. Da. Eu spun așa că dacă ar mânca Claudia niște fructe proaspete în loc de freșul ăla, câteodată... Sau da, fructe proaspete, da. Sau o limonadă. Sau o limonadă. Da. Simt câteodată nevoia de dulce. Eu nu mă îndulcesc nici ceaiul, nici cafeaua, și atunci simt nevoia de dulce și dintr-un freș de portocale care este dulce, cred că îmi iau de acolo dulcele de care așa am este. Nevoie. Știi ce vreau să le spunem telespectatorilor? Că tu tot timpul ai fost preocupată de viață sănătoasă. Spuneai de mama ta. Oare vine din familia asta sau pur și simplu tu ulterior te-ai gândit la... Cred că ulterior, pentru că eu am trăit la Craiova cu ciorbă în fiecare zi, ciorba sănătoasă, așa, din Oltenia, și cu altă felul 2, așa, ciorbă la prânz, și eram obligată, adică altă variantă nu aveam, să mănânc ciorba și felul 2. Dar noi toate, până la urmă, dar a fost foarte bine. Da, a fost foarte bine, da, am crescut foarte sănătos, să zic, că se mânca sănătos. Ei, după aia am început eu să văd așa ce mi-ar plăcea și am ales alimentele care mi-mi plac foarte mult. Și am ales, de exemplu, când vreau să slăbesc și vreau să mi se mai pun și mie kilogramele, încerc să nu asociez alimentele. Să mănânc dimineața, cum am zis, ou la micul dejun și atât. Un ou și cu un iaurt, să zic așa.
După aia, la prânz, mănânc o bucată de pește pe grătar sau o bucată de carne, depinde de ce am poftă. Iar seara, o salată. O salată, uite așa cum o ai tu pe asta, și pun un pic de zeamă de lămâie și un pic de ulei de măsline. Și atunci, organismul meu imediat își revine. E foarte important să nu las kilogramele să se așeze. Vai, bine, tu, Claudia, ai spus un lucru foarte interesant. Vorbim de sport pe care da, tu... de sport pe care îl faci. Da. Știu. Tu ai spus de un lucru foarte interesant, acela în care nu te afunzi în mâncare în fiecare zi mult, ci încerci să ai câte un pic la fiecare masă și diversificat. Pentru că atunci când mănânci diversificat, parcă îți satisfaci și toate poftele alea, nu? Iar burgerul ăsta al meu este plin de legume, ceea ce dă o savoare interesantă și combinația pe care o fac eu acum este mai sănătoasă pentru că odată este un burger vegetal. Da. Doi, nu punem pâine, ci punem o frunză de salată și apoi, uite, aproape e gata și punem și zucchini și o să vedeți ce mai pun. Mai pun ceva interesant. Clau, care e melodia care, nu știu, te face pe tine, melodia ta firesc, care te face pe tine să vibrezi așa emoție din aia gândindu-te la copilărie? Una din melodiile pe care tu le cânti. Mie îmi plac toate, știi? Normal, da. Nu te faci așa ca la copii. Se spune că pe toți copiii într-o familie iubești, oricât ți-ai avea de mulți, dar parcă unul e așa mai... Nu? Da, am lansat de curând două melodii. Una îmi place pentru sufletul meu, puiul meu Boboc de Mai și e un cântec de dragoste și mai am unul Cine te-a trimis la mine. Așa că vă invit pe toți pe canalul meu de YouTube să-l urmăriți. Pentru că o să mai apară, o să mai avem o melodie frumoasă pentru tata și uite așa, cântece de dragoste, am ales să cânt iubirea anul ăsta pentru că am văzut că de la iubire și de la lipsa iubirii pornesc multe lucruri și frumoase și mai puțin frumoase. Ai zis un lucru foarte important, noi suntem iubire, am fost creați din iubire, Dumnezeu a iubit omul și l-a creat. Da, Dumnezeu e iubire și noi trebuie să fim iubire, noi trebuie să iertăm. Dar e foarte greu să fii tot timpul iubire sau să dăruiești iubire. Nu, și asta se educă, eu cred că și asta se educă și mai ales dacă ai și un fond bun și o educație bună, ce eu ai 7 ani de acasă, dacă ai și n-ai trăit în răutate și cu educație de a face rău lucruri rele, atunci poți să educi și lucrul ăsta tot așa, iubind tot ce faci. Iubind oamenii, iubind mâncarea, că și cu mâncarea trebuie să mănânci și îți place. Dacă așa, mănânci și trebuie să ai o relație frumoasă cu mâncarea, adică să iubești ce mănânci, că altfel nu mai ai digestie. Mai bine nu mănânci bună, deloc și ții o zi pe săptămână cu ținem noi, de nu mănânci apropo, absolut asta deloc. Este un lucru foarte bun, poate l-a aplicat și voi, să țineți o dată pe săptămână un post negru în care să nu mâncați nimic. Mie mi se potrivește. Dacă și mie. Și vouă mi-a fost greu la început, dar am început faceți-o. Să... Da? Da, da. Miroase bine, nu? Miroase foarte bine, da. Deci eu pun așa. Burgerul, da. Felia de zucchini, cum ți se pare? Roșie. Foarte este un interesant. Burger mai altfel. Da. Felie de roșie, uite așa. După care pun un pic de ardei. Să știi că lumea o să zică, vai, dar eu nu mă satur. Să știi că și stomacul le duci. Adică dacă mănânci mai puțin, la un moment dat, tu mai poți să mănânci foarte mult. Acum zici că Simona Carniciu, prietena noastră. Dar să știi că asta, eu... cu educația, asta cu educația îmi place foarte mult, cum dar ai spus să știi tu, că, eu tot totul ce spun, se educă. Eu pe Simona aș vrea să o ascult mai mult, dar na, nu se poate, că sunt om și poftesc. Dar dacă eu spun din ce am... trăit-o din ce am făcut eu. Dacă mănânci, uite cum e ziua aia pe săptămână, nu mănânci absolut nimic, 24 de ore, cred că acolo știu că e foarte greu, dar... Te obișnuiești, te obișnuiești. Asta se educă, cum ai spus. Îmi place asta, se educă. Se educă, se educă. Se educă. Totul se educă asta. Absolut, nu mai uite ce dorești. Pun ca să arată bine niște semințe de mac. Wow. Și uite, uite. Uite, să știi uite că ce de bine arată. Semințele astea nu știu. Vezi? A, de mac, da. Semințe de mac. Ce bine arată. Uite, pun niște salată așa. Și pe asta nu-l mai punem. Ia uite. Adică ce unul spui? Eu, unul tu. Da, ce arată spui? Foarte arată? Bine. Foarte bine, da. Și ai de toate. Încercați să diversificați un pic
mâncarea, să vă gândiți să mai schimbați. Da, pentru că bravo. În felul în care, nu? Da, bravo. Să mai schimbi un pic ritmul. Dacă ești obișnuit la micul dejun să mănânci cum îți place ție ouă, uite, poate într-o zi îți faci, da, un burger de acest fel. Dar vreau să fac asta, adică fac, adică da? Eu am zis așa. Ca idee, zic, ca idee repede, pentru când cei vreau care să ne... Preg. Da, am și eu zilele mele, care... uite, când mă uit la o emisiune și văd ceva, mă duc acasă și fac și pregătești, și eu. Da, îmi fac și eu, normal. Așa vă... Sau nu mie, îmi fac așa și la alte persoane. Așa vă rog și pe voi să vă bucurați de alte gusturi. Mai am un gust pe care vreau să-l simți acum. Da, ce bine știu arat. Că tu ești tentată de alimente sănătoase, așa că hai să ne spunem împreună sănătate. Un suc de coacă zero. Eu am băut, sunt pofticioasă. Deci dacă eu pot, care poftez la orice, puteți și voi. Delicios. Foarte bun. Așa-i? Mm-hmm. Este un pic, foarte sănătos. Este un pic astringent și asta pentru că el are un conținut mare de vitamina C și antioxidanți avem nevoie pentru a fi în formă. Ca să fim în formă, facem mișcare. Mâncăm echilibrat, dar... Ascultăm muzică. Pornește-ți de la suflet. Suflet, mintea, o conexiune extraordinară. Și ascultați muzică. Și dansați, pentru că dansul, mai ales pe melodiile tale, este atât de antrenant și consumă foarte multe calorii. Mișcarea nu trebuie să însemne doar mersul la sală și să ne stresăm făcând tot felul de exerciții. Urcați groaie. Și pe jos. Exact. Urcați în, în blocuri unde, unde stați, plimbați-vă pe oriunde. Doar faceți mișcare, e foarte important. Așa este. Oxigenează creierul. Creierul și stă o stare. Am un cadou pentru tine, Claudia. Știu că tu apreciezi produsele pentru îngrijirea. Eu le folosesc, nu că le apreciez, le folosesc. Le folosești, așa da. Că pentru ne că am o cosmeticiană foarte bună, o prietenă foarte dragă, tu știi că eu am așa. Și îmi recomandă ceea ce, să folosesc, ce folosesc. Și atunci, eu astea sunt produsele pe care le folosesc. Îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc tare mult și vouă vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Urmăriți-o pe Claudia pe paginile ei de YouTube, pentru că sunt sigură că muzica lor o să fie. Îmi place muzica mea și am surprize frumoase. Da? Vă îmbrățișez cu mare drag, mulțumesc că ați fost alături de noi. Pregătiți-vă un burger mai pentru femei, așa, fără pituță. Și vegetal de data asta și ascultați muzica Claudiei. Claudia, știi că te iubesc și îți mulțumesc. Și eu. Vă iubesc pe toți, vă mulțumesc. Apropo de iubire, iubiți-vă că este cel mai frumos lucru. Sunt Claudia Ghițulescu și mă bucur că astăzi am fost împreună cu prietena mea Florentina Opriș și am gătit pentru voi, am învățat lucruri frumoase de la Florentina Opriș și vă invit și pe voi să urmăriți emisiunea.